Vremea rea continuă să facă probleme în Mehedinți. În comunele Bâcleș și Tâmna, mai multe gospodării au fost inundate, iar pagubele materiale sunt însemnate. În satul Corzu, din comuna Bâcleș, mai multe gospodării au fost inundate ca urmare a precipitațiilor abundente de peste zi. Localnicii se declară disperați pentru că au pierdut toată munca. Probleme au fost înregistrate în aceeași comună la începutul săptămânii în satul Podogrosului. Eram în casă, a început dintr-o dată să se pună ploaia foarte tare. Potop. Da, și am aflat că ne inundă în momentul când al meu, soțul, s-a dus la baie. A început să iese și pe la mașina de spălat și la WC-ul și peste tot. Și când am ieșit afară, era deja curtea plină. N-am mai avut ce să facem, decât să ne uităm. A intrat în casă? Da, ne-a inundat baia, holul, o cameră și plus bucătăria de vară e toată varză făcută. Da, a venit un pârâu sau a venit de pe versanți? Nu știm nimic. Probabil de pe versanți, dar problema asta e de ani și ani de zile. Iar autoritățile se așteaptă la ce este mai rău, ținând cont că județul va intra sub cod portocaliu. A adunat apele în toate văile și în satul Corzu avem două zone inundate. Din păcate, o zonă unde se află și două proprietăți a intrat apa în casă, acționăm cu ISU, stăm la datorie, sperăm că în cel mai scurt timp să reușim să tragem apa din curte și automat din casă. Aici unde ne aflăm acum este o altă vale care a fost afectată de inundații. Spre bucuria noastră nu au afectat gospodăriile, sunt afectate doar grădinile, solariile și restul nu sunt probleme deosebite, dar în timp ce reușim să scoatem apele, încercăm să facem și să identificăm eventualele pagube care s-au produs. Probleme au fost înregistrate și în comuna Tâmna, acolo unde apa a inundat mai multe gospodării. Au intrat de vreo 3 degete, 4 degete așa. Am curățat până acum, am curățat în spate acolo. A plouat rău? A plouat foarte rău, a plouat foarte rău. De pe la ora 1 și acum, să zic, 40 de minute sau o oră s-a oprit ploaia. Dar a plouat torențial, a plouat. Din cauza asta e și apa atât de mare. Codul portocaliu de vreme rea nu s-a ridicat, fiind prognozate averse torențiale în județul Caraș-Severin și zona de munte a județelor Mehedinți, Gorj, Alba și Hunedoara. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 30 și 40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat.